Viața. De mult a venit la un călugăr un om tare necăjit și l-a întrebat: ce este rău cu mine? De ce nu-mi găsesc liniște? De ce nu sunt mulțumit de viața mea? Bătrânul călugăr a luat atunci o sticlă și, după ce a umplut-o pe jumătate cu apă, a pus-o în fața omului și l-a întrebat: cum e această sticlă? Este pe jumătate goală. Vezi? I-a mai spus călugărul. Eu o văd pe jumătate plină. În viață trebuie să vezi partea frumoasă a lucrurilor. Nu este greu, mai ales că în toate există ceva frumos. Dacă vom ști să privim natura, vom vedea frumusețe și bogăție. Dacă vom ști să-l privim pe om în adâncul lui, vom vedea bunătate și dragoste. Privind astfel viața și oamenii, devenim noi înșine mai frumoși, mai bogați și mai buni. Peste noi lumina feței tale, ca întrânsa să vedem strălucirea cereștii slave. Îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților.